pentru că este ziua în care sunt răsplătiți pentru munca lor de un an școlar sau respectiv pentru cei care termină gimnaziul pentru 8 ani de învățământ. Tot astăzi se împlinesc 17 ani de când școala se numește Iuliu Maniu, premiul de excelență Iuliu Maniu. Foarte importantă pentru mine din mai multe puncte de vedere, pentru că astăzi pentru mine a fost ultima serbare la care particip, pentru că anul viitor pe timpul acesta va fi alt primar, nu din alte motive că nu va crește, eu nu mai candidez, asta e o premieră. Tot astăzi am împlinit 40 de ani de dăscălie și sunt mândru de asta. Tot astăzi se împlinesc 16 ani de când am instituit premiul de excelență Iuliu Maniu și mă bucur de prezența Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, că această tradiție de 16 ani a fost respectată și astăzi cu premiile celui mai bun elev. De asemenea, sunt mândru de acești copii de excepție, care este și este o generație de excepție, cu note și cu medii, nu cu note, cu medii de la 8-7-10 în sus. Este ceva ce Vințul se poate mândri, un lucru cu care se poate mândri.